Bun găsit la noua emisiune Cocktail. Astăzi vorbim despre discriminare și rasism. Alături de noi este prezent domnul Călin Iosif, este președintele Asociației Vox Civica. Civica, da? Și viitor, din nou, veți fi consilier local municipal, dar vom vorbi mai mult despre activitatea asociației. Bine ați revenit în studioul nostru. Mă bucur că m-ați reinvitat, să zicem. Am mai fost la Magda și... Dar probabil că reluăm întâlnirile da, cu publicul buzoian. Uite, vă felicit pentru evenimentul de astăzi despre care o să vă rog să vorbiți. În primul rând, cum ați ajuns la ideea asta de a organiza un concurs între liceeni pe teme de discriminare și rasism? Deci am ideea aceasta de foarte multă vreme pentru că m-am lovit de un zid, zic eu, la momentul acela, din partea unei categorii de elevi de liceu, care au refuzat pur și simplu să intre într-un proiect în care era vorba de romi. Era vorba de un proiect de schimb de tineri pe proiectele Erasmus. Se întâlneau acolo cu tineri din toată Europa. Cei la care am apelat, prima dată nu mai dau liceul, că am mai spus de foarte multe ori, nu mai e cazul acum, după ce da. Am încercat să remodelăm atitudinile. Da, mi-au trimis, da, și eu. Și când am aflat că e vorba chiar despre romi, să participe împreună cu romi și din România, dar și din alte țări, și cu nerom din România și din alte țări, s-au renunțat total, da, corect, da. Dacă la început s-au arătat impulsia, când au aflat, mă rog, asta e o reacție... Cum o să o catalog? Adică la momentul acela mi-a fost foarte greu și am discutat cu și directorul adjunct și cu oameni din școală, din liceu, care mi-au zis, dom'le, e greu de explicat o atitudine de genul acesta, mai ales că ei se consideră niște copii cu mintea deschisă, open-minded. Adică sunt cei care se duc să facă facultăți în străinătate, Olanda, Anglia, le dau pe cele mai permisive din acest punct de vedere și acolo sunt colegi cu pakistanezi, cu indieni, cu... Nu știu. De toată mâna, cum se spune. Diversitate culturală. Diversitate exacerbată, aproape că este cu totul ieșit din comun aceste două exemple pe care le dau Anglia și Olanda, cel puțin în Europa. Și romii noștri nu am niciun gară. Deci, da, să văd, domnule, nu mă interesează. Și a picat proiectul? Nu l-a picat. Am găsit copii din licee mai puțin blazonate, da? Care au mers, s-au distrat, am stat împreună cu ei, eu fiind liderul de grup, am stat două săptămâni aproape în Germania. Da. Schimb de experiență, nu? Da, a fost un proiect de schimb de tineri, activități culturale pentru tineri. Eu... care mi-am dorit să mă fac profesor tocmai pentru că mi-a plăcut foarte mult această activitate. Și, mă rog, în anii 2000 am renunțat din motive pecuniare. Pentru că postul care mi s-a oferit era mult mai atrăgător din punct de vedere financiar. Acum e mai atractiv în învățământ. Acum, da, corect. Este mai atractiv și mă bucur că lucrurile au ajuns la acest nivel pentru că avem nevoie de oameni pregătiți, avem nevoie de profesioniști în domeniul educației și de oameni care să empatizeze cu copiii. Pentru asta e nevoie de o sită foarte serioasă. Este nevoie de o sită, într-adevăr. Învățământul român are multe, multe de rezolvat. Nu pot să dau vina întreagă pe profesori. Nu vorbim la modul general. Nu putem să spunem, să generalizăm. Iar faptul că s-a ajuns acum la un nivel de relaționare între cadrele didactice și elevi, care nici nu se discuta nici cu 15 ani, 20 de ani. Deci, emanciparea aceasta a elevilor și a părinților, că aici s-a ajuns, le-a dat, cum se spune, nas elevilor, de a trata cu multă superficialitate atât relația cu cadrul didactic cât și relația cu școală. Acum, cei mai mulți dintre copiii noștri doresc să obțină maxim de profit cu minim de efort. Adică să treci printr-un liceu acolo, da? Notele să se dea așa pe... mai intervine cineva, mai face cineva ceva. Vorbesc, nu vorbesc la modul general. Da, am înțeles. Dar
o mare parte din elevii noștri cam așa se comportă. Iar atunci când termină o facultate și ajung să caute un loc de muncă, caută un loc foarte bine plătit, dar cu efort minim, minim. Foarte puțin sunt cei care își doresc cu adevărat să facă ceva, ceva ce le place și care să fie remunerați pe ceea ce știu să facă, că degeaba e tu pata la maua ala. Nu vorbesc de stat, vorbesc de mediu privat. Un privat e pentru ceea ce știi să faci, nu pentru diploma pe care ai absolvit. A, că ești absolvent de Harvard pe zona de, nu știu, socială sau economică, da, poți să ai niște uși deschise. Dar dacă e vorba de ingineri și, cum să spun eu, în ghilimele, tehnicieni, adică oameni pricepuți la a face ceva, atunci te pune efectiv să faci ceva și după aceea spune, meriți atâta salariu pentru munca ta. La noi acum, absolvenți de liceu puțin așa mai cu medii mai bunicele, se așteaptă la 1000 de euro să fie plătiți la prima strigare, ceea ce comparabil cu nivelul pensiilor, să zicem, eu care am muncit o viață de om, da, și în învățământ și în administrație, n-am, adică am acum, o pensie pretenția care se apropie de 1000 de euro. Domnule, Iosif, din punct de vedere practic, pretenția nu este foarte mare, nu pentru este, că nu, în societatea noastră ce se întâmplă? Vorba de discutăm de da, ce poate să ofere România la acest moment și nivelul general al salariilor. Aha, sigur că nevoile sunt clar mai mari, nu de 1000 de euro, dar o familie tânără. Deci, doi tineri, la 25 de ani, da? Cât ar trebui să câștige? Ca să poată să-și întemeieze un cămin, să facă o rată la prima casă sau, nu știu, să-și, pe termen lung să-și facă o locuință. Deci, discutăm și în acești termeni. Dar, la momentul acesta, probabil că economia României și societatea românească nu poate să ofere mai mult. Din păcate. Din păcate. Bun, revenind la... Bun, de atunci v-a venit ideea când ați constatat... Exact. Mi-a venit ideea și tot am prins, tot am vrut să prind o oportunitate care să poată să fie finanțată. Pentru că nu poți să faci cât ai fi tu de disponibil din punct de vedere al calităților echipei și, domne, vreau să fac. Îți trebuie și puțină finanțare. Și am găsit... la Agenția Națională pentru Rom, care are programe anuale, în care aplică ONG-uri, în general ONG-uri rome, dar și românești, era chiar așa este banii pe care îi primesc de la Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională pentru Rom, pentru proiecte de tipul acesta, anul acesta au fost dedicate discriminării, sau pentru combaterea discriminării și a rasismului, iar eu am ales acest grup țintă pentru că este cel mai ușor de modelat. Tinerii de liceu. Tinerii și aici, de liceu, exact. Aici ei sunt într-un stadiu intermediar al evoluției lor spre viața de adult și aici putem să lucrăm. Dacă ați fi văzut astăzi când au cântat cei de la liceul HD-ul. Muzică autentică de petrecere. S-a făcut o horă, începeau... Muzică țigărească, nu? Sau cum? Nu, nu. Manele? Nu, sau ce? Nu manele. Dar, nu manele. Muzică de petrecere. Muzică de petrecere lăutărească. 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 Așa. Muzică de petrecere lăutărească. Nu hore populare românești. Am înțeles. Deci, coborau de pe... De sală, da. Exact. Coborau, au coborât pe... Deci, erau, cred că... Două treimi din copii erau acolo pe scenă. Deci de valma, nu se mai ținea cont că ăsta e de acolo, că ăsta e de dincolo. Deci a fost foarte frumos, îmi pare rău că cei de la posturile care au fost prezente la... N-au prins aceste da, moment. N-au prins că dar dura foarte mult. Vă spun că am avut pe cineva profesionist care a fost angajat prin proiect să facă fotografii și filmulețe. Ne mai face filmulețe și cu altă ocazie. Și vă spun că o să dau la toate posturile locale să difuzați un moment de 30 de secunde despre ce s-a întâmplat acolo. Ca s-a să vedeți socializare finală sau poftiți? De final, partea de socializare finală sau nu. Parte din... Deci am avut, da, ca să începem să discutăm despre proiect. Acest proiectul a fost, are patru mari activități. Prima este de
o serie de emisiuni de, emisiuni de activități de dezbatere, seminarii de dezbatere cu liceenii, pe care le-am ținut deja în 4 licee din Buzău, cu tineri clasa 10-a, 11-a, 12-a. Le-am ținut deja pe acestea, sunt deja puse pe site-ul proiectului. Am avut concursul acesta interliceal pe teme de discriminare. Urmează o tabără școlară pentru cei care au câștigat locurile 1, 2 și 3, 21 de tineri, vor participa la o tabără școlară începând de săptămâna aceasta, din weekend, deci nu mâine, poi mâine, vor participa la o tabără de 5 zile, 5 nopți de cazare, la pensiunea, la o pensiune din județ. Da. Și după aceea mai avem un flash mob. Flashmob-ul care va consta într-un dans pe o muzică balcanică, deci nu e tradițională nici manea, e un amestec. Ca să spun pe șleau, este Florin Salam și cu Goran Bregovici. Este o melodie pe care au făcut-o deci, împreună. Adică e un melanj. E un melanj de așa. Muzică balcanică, așa i-am și spus pe o... Ce se întâmplă? Pentru că sunt romi în toată zona balcanică și noi, zona balcanică, după ce a intrat România și Bulgaria în Uniunea Europeană în 2007, minoritatea romă, cu cele peste 10 milioane de persoane, oficial și neoficial, a devenit cea mai mare minoritate etnică din Europa, minoritatea romă. Și am zis, hai să înglobăm. Și am făcut... Eu vă spun sincer acum, să mă jure cine vrea, dar mie nu-mi plac manelele, eu n-ascult manele. Dar, la o petrecere, la o activitate, așa, dacă lumea cere, îi dăm ce cere, știți cum se spun. Eu n-ascult, dar îmi place, la o petrecere, da, nu e nicio problemă, din partea mea sunt deschis la... Așa. Și flashmob unde va fi? Flashmob va fi în Piața Daciei. Deja trebuie să facem diligențele, să obținem aprobările necesare. Am contractat o firmă de dans, de educație artistică dans. Marius, poți să spun? Da, mă rog, că am văzut că au dat lovitura pe TikTok. Cu flashmob, da. Păi da, este... Deci eu l-am inițiat, eu am spus că a spus ce, cum să ne promovăm și eu. Păi de ce nu faci și tu un flashmob? Exact. Și am vorbit, și l-am dus la domnul primar, i-a spus despre ce e vorba, a obținut aprobare, am fost și eu, am participat și eu personal să văd ce iese. Și el va fi Marius Senache, școala și de dans Marius Senache. Va fi acest flashmob? Pe 20 octombrie va fi, într-o duminică, de la ora 17. Avem atunci, avem fotograf, avem, de fapt, un, cum să-l numesc? Nu asta contează, contează ce va ieși. Da, sper să iasă un... Adică toți buzenii sunt invitați la... Bineînțeles, la flashmob-ul, știți cum este flashmob-ul. Cine să participe? Să vă dau din casă. Muzica aceasta, am discutat cu cei de la Liceul de Artă, cu doamna director Găinușă, și mi-a spus domnul Călin, haideți să facem o inovație, să nu mai dans, să copiii să nu danseze pe muzic, pe melodia de pe YouTube în care cântă cei doi, Goran Bregovici și Florin Salam, să o facem noi. Facem noi acompaniamentul sonor, da. Așa, și exact ca într-un flashmob, ai văzut că prin aeroporturi vine unul cu așează vioara, unul vine, deci cam în acest mod vrem să o facem și noi. Copiii care asigură acompaniamentul și muzica pentru fetele care dansează, vor fi 40 de fete, cel puțin 40 de fete, vor dansa pe această muzică. Sper eu ca acompaniamentul să iasă exact cum îmi doresc, să păstreze nota originală. Chiar dacă nu mai apare, cum să spun eu, apar versuri sau melodia este orchestrală, atât. Da, e posibil să devină, adică eu cred că va deveni viral chestia Păi, vă spun altceva, am văzut, cred că acum vreo 5 ani, 6 ani am văzut, un videoclip care a devenit viral cu aproape, are cred că 900 de milioane de vizualizări, dar e mai de mult, de prin 2014-2015, o muzică arăbească,
care a fost preluată, aproape n-a fost țară în care să nu se organizeze un flash mob pe melodia aceasta. A fost viral. Și, nu știu, mi-aș dori să fie. Da. Să ajungă la un număr foarte mare de vizualizări. Pentru că ăsta este și scopul. Acolo sunt, dansează fete de etnie romă și eleve de... elevene rome de la liceele din... Mă gândeam la un moment dat, zic, ai reușit să adun 40 de fete. Avem la acest moment, s-au înscris în grupul pe care l-am creat pe WhatsApp, 95. Și am spus instructorului, eu nu pot să asigur, pentru că fetele care vor participa la flash mob vor primi din cadrul proiectului o pereche de încălțăminte de firmă și un tricou la fel de firmă. Deci cam vreo aproape de 500 de lei. Am înțeles. Încălțămintea și tricou. Să vorbim mai mult despre și mai mult despre concursul de astăzi, domnule. Da, concursul a constat în trei probe principale. O probă teoretică. Proba teoretică a constat în rezolvarea unui test grilă cu 30 de întrebări, cu maximum două întrebări corecte, maximum. Dar n-au fost toate cu două răspunsuri corecte. Care a durat 30 de minute, un minut pentru fiecare întrebare, și după aceea a fost un eseu, eseul a fost redactat, întocmit mai înainte și trimis pe adresa de mail a organizației, l-am analizat cu membrii juriului, pot să spun și cine a fost juriul, o să facem prezentarea lor, și după aceea a urmat un moment artistic în care fiecare liceu a ales ceva care să-l reprezinte și care să aibă legătură cu tema proiectului. Romii, discriminarea, nu, nediscriminarea și așa mai departe. Din membrii jurului au făcut parte eu în calitate de reprezentant al organizației, domnul profesor George Tarara, doctor în filozofie și profesor la liceul Hajdău, a mai făcut parte doamna Florina Potărniche, directoarea Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, domnul Valeriu Șușnea, președintele Asociației Artiștilor Plastici din România, filiala Buzău, și profesor de art la Liceul de Artă, și doamna Untaru, din partea Inspectoratului Școlar, doamna inspector general a fost invitată și n-a putut să participe din motive obiective și a trimis-o pe doamna Untaru. Și părerea mea, cel puțin, credeți-mă, vă spun sincer, a fost că jurizarea a fost corectă și a luat pe ansamblu prestația tuturor echipajelor. Câte echipaje au fost? Păi au fost 13 echipaje, da? Din 15 licee care sunt în Buzău. Deci aproape toate. N-a participat seminarul teologic și liceul, cum se numește, contactoare. Moisil. Și Moisil. Acestea două nu au participat. Aș face un comentariu legat de seminar, dar mai bine mă abțin. Adică e pe bază de toleranță sau? Da. Normal. Și atunci? Normal. Nu, n-am nicio problemă. Dar nu nicio problemă. Este o chestiune de, cum să spun eu, unilaterală. Nu e obligatoriu, da, eu am transmis tuturor. Deci, cum s-a derulat toată activitatea? Am solicitat doamne inspector general, care inspectoratul este... Da, să lanseze invitația asta și... Exact. Nu, că am făcut-o împreună, am făcut o întâlnire în format fizic cu directorii liceelor și am zis, domne, uite, noi facem asta, o să vă trimitem pe adresa de mail la instituții o invitație de a participa la concurs. Dumneavoastră decideți cu câte echipaje participați. Emulația cea mai mare a fost la Hajdău, că a participat două echipaje. Ca să mă întrebe și altcineva. Și, domne, dar Hajdău de ce participă cu două echipaje? Păi zic, uitați-vă în regulament. Acolo spunea că când primiți invitația, trebuie să ne anunțați cu câte echipaje vreți să participați. Adică nu era un număr limitat. Nu era. Nu era. Bun, am văzut în imagini că au participat și echipe îmbrăcate complet în costume tradiționale, nu? Da. Deci m-a bucurat faptul că s-a
cum să spun eu, s-a înțeles mesajul concursului și fiecare, aproape fiecare echipaj a venit cu ce a crezut el că poate să prindă mai bine la juriu și la public. Și, dar am avut și licee care au avut momente cu muzică populară românească și n-a fost niciun fel de problemă. Nu din cauza... Deci, vreau să vă spun că s-au luat note destul de... pot să spun mici. Dacă nota 7 considerată la partea artistică este considerată o notă mică. Pentru că trebuia să se facă diferențiere. Dacă la... La partea teoretică, la testul Grillă, rezultatele au fost aproximativ cu diferență de 4-5 puncte între echipaje. În schimb, la eseu, la fel, a fost punctat cât mai pozitiv toate eseurile. Diferența a făcut-o partea de probă artistică, la probă artistică. Ce mai bine... s-au comportat cei de la liceul de artă, au un interpret deci acolo. Deci ei au câștigat. Ei au câștigat, a câștigat liceul de artă pe locul întâi. Ce-au, și surpriza cea mai mare. Ce-au cântat sau ce-au interpretat? Deci a avut o interpretă care este interpretă profesionistă, de fapt. Ea cântă la petreceri, la anunți, la tot felul de chestiuni organizate. Pot să-i spun numele? Dar bineînțeles, la ce se numește? Ema Gana se numește, este de etnie romă. Este, are o voce splendidă și a cucerit toată sala. De asemenea... Dar ce a cântat? A cântat Gelem Gelem, care este imnul tradițional, imnul internațional al romilor. Și ce înseamnă Gelem Gelem? Să mergem, să mergem. Am înțeles. Adică se referă la ideea de tot timpul, de a nu sta în loc, să mergem, să... Știți că... Ăsta e principiul, de fapt. Da, 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 da. Exact. Tradițional, da. Nomadismul acesta al romilor. Exact. Să mergem, să nu stăm pe loc, cam în genul acesta. Și surpriza cea mai mare care credeți că a fost? Pe locul 2 a ieșit liceul cu deficienți, special pentru deficienți de vedere. Ah. Da. Au luat 26 de puncte la partea teoretică, din 30. Da. Au luat nota 9 la eseu. La eseu și nota 9 la... Ei ce au interpretat? Au realizat o pictură, ceva legat de rom. Deci, dacă îl vezi, e puțin abstract așa, dar îți dai seama că are o legătură directă cu lumea romilor. Culoarea, elementul din centru, eu care nu mă pricep la artă, asta am remarcat. Așa și surpriza a constituit o fată oarbă în totalitate, care a cântat la chitară o melodie foarte frumoasă. Și cred că aceasta a fost... multă lume era... A sensibilizat foarte mult, nu numai juriu, dar și pe cei din sală. Da, a fost un moment pe care eu nu cred că pot să-l uit. Când o vedeam pe acea tânără, cântând și visând, practic. Da, impresionant. Da. Impresionant. Locul și locul 3 a fost primul echipaj, echipajul, HD-ul a avut două echipaje, echipajul 1 de la liceul HD-ul. Deci, sorții au decis. Și cele trei echipaje, așadar, 21 de copii vor participa la o tabără. Vom avea acolo doi traineri care îi vor pregăti pe tineri pe zona de public speaking, pe zona de advocacy și pe gândire critică. Adică să poată să facă diferențiere. Advocacy pentru a putea explica și a se face înțeleși de ce facem diferențiile acestea de natură rasială. Și în al doilea rând, gândirea critică. Când văd o știre despre rom, să o încerce să o judece cu propria minte. Să nu se mai ia după clișeele de pe internet. Da, care pot conduce, mă rog, la niște... Exact. Da, da, da. O să discutăm despre toate acestea, dar și sunt foarte interesat de eseurile pe care copiii le-au realizat, liceenii le-au realizat.
Și îmi pare rău, dar cum stăm cu, dacă am discriminarea și cu rasismul. Aș putea să vă citesc, că le-am după pauza de publicitate. Sigur, da. Până atunci am încercat să... Luăm acum pauza de publicitate, după care revenim. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Reamintim, în studioul Campus TV se află domnul Călin Iosif, președinte Asociației Vox Civica. Astăzi a fost organizat un concurs, o etapă dintr-un proiect pe care asociația condusă de noastră, domnul Iosif, l-a realizat. Bun. Ziceam că sunt interesat de ce idei au... cu ce idei au venit în fața jurului elevii care au participat la acest concurs pe teme de combaterea discriminării și rasismului? Să știți că au fost foarte diverse ideile cu care au încercat să determine juriul să spună că da, într-adevăr este o lucrare bună, un eseu bun și se leagă de tema aflată în discuții și anume combaterea discriminării și a rasismului. Cei mai mulți au venit, din câte am parcurs și eu, de fapt le-am parcurs pe toate, dar anumite pasaje mi-au rămas în minte, au venit cu niște date statistice, ceea ce, din punctul meu de vedere, deci personal, am considerat că nu era cazul. Eu eseul îl înțeleg nu ca un referat. Deci, la un referat de despre rom, despre discriminare, puteai să vii cu tot felul de date. Dar era un eseu, era mai mult o parte de contribuție proprie, nu să preiei date statistice sau... Că astea sunt disponibile acum peste tot. Voiam să văd părerile lor personale legate de... Cum gândesc ei relația cu persoanele de etnie romă, care ar putea să fie mecanismele care determină stereotipurile legate de rom și cum funcționează ele în cazul unui anumit grup. Da, la asta m-am gândit. Deci, cel puțin, eu dacă aș fi fost pus să scriu un astfel de eseu, bine. Da, aveam în minte aceste idei. Dar ei ar fi trebuit să colaboreze cu cadrele didactice coordonatoare pentru a găsi cele mai bune idei pentru a dezvolta un astfel de eseu. Pentru că, sigur, la vârsta lor nu o dețin, cum să spun eu, atât de multe abilități teoretice, pentru că vorbim de teorie aici, sau în mentalul lor și în mentalul colectiv al elevilor, vreau să spun, nu s-a format încă acele noțiuni care să pot să discearnă între discriminare și rasism. Pentru că și aici este. Nu totdeauna discriminarea presupune și rasism sau invers. Sau invers, da. Da, totuși s-a văzut că există interes din partea lor. Unii au abordat sub forma unor povești și cred că acelea au luat cele mai mari puncte. Să explice o poveste, nu știu, preluată, că acum vorba aia, dai un click pe ChatGPT și îți pune tot ce vrei și ce nu vrei. Dar mi s-a părut că era, cum să spun, o abordare mult mai personală decât al altor eseuri. Pentru că, până la urma urmei, trebuia să le explice cineva ce este eseu. Noi, nu. Eu nu puteam să le spun ce corect, să scrie. Corect. Dar și despre ce poveste? Și despre ce să spună. Nu, dar despre ce poveste era vorba? Sau... Era o poveste despre... nici nu era din România povestea, că după nume era ceva de, nu știu, Spania, Mexic, ceva de genul acesta, dar nu spunea mai multe. Era un nume spaniol. Și legat de modul în care a relaționat el, rom fiind, cu ce era și cum a fost perceput în comunitatea lui școlar. Probabil că a fost preluată de undeva, că nu avea un copil, un elev de clasa 10-a, 11-a, doar în cazul în care ar fi avut lecturi foarte consistente să poată să identifice această sursă de inspirație. Probabil, este posibil și acest lucru. Eu nu știu de unde a luat-o, dar modul în care a prezentat-o mi s-a părut personal și a primit un punctaj bun.
Cum stăm cu această problematică în școli, domnul Iosif? Eu cred, față de acum 10-12 ani, de când am avut eu această experiență tristă, mi s-a părut, cu elevii care n-au vrut să vină într-un proiect când au auzit că este vorba de români, s-au schimbat lucrurile. Sunt convins că s-au schimbat și văd și atitudinea instituțiilor școlare, care sunt deschise la orice colaborare, mai ales că eu colaborez de foarte multă vreme cu liceele din municipiul Buzău pe proiect Erasmus. Am participat împreună în mobilități în țări din Europa. Se schimbă și am totuși impresia aceasta că cei care sunt, cum să spun eu, cu mai puțină educație, cu mai puțin bani, sunt mai empatici. Deci dau dovadă de mai multă empatie față de cei de etnie rom. Cei care sunt, cum să spun eu, cu situații materiale, să zicem, nu le lipsește nimic acasă sau părinții au o poziție socială înaltă și foarte înaltă. Au un nivel de educație excelent pentru vârsta lor. Am impresia că aici există o doză de infatuare care duce la intoleranță și inclusiv la respingere. Deci, eu am avut o discuție, nu știu mai, la ce liceu, da, cred că da, la liceul HDO, am discutat problema că am zis, domne, hai să încercăm cu toleranța. Nu trebuie să-i iubim pe colegii noștri de etnie rom, dar trebuie să-i tolerăm, să avem o atitudine binevoitoare. Stai un pic, că aici am eu o fractură de logică. De ce ajungem să încercăm să convingem un grup să tolereze un alt om? Că asta mi se pare... Păi ce se întâmplă? Mi se pare un pic dur așa. Eu, da. Este primul pas de a trece de la rasism și discriminare la toleranță. Toleranța e primul pas. Deci, primul pas, atitudinea noastră este de respingere, prima. Și aici, de aici, rasism, de aici, discriminare, aici. După aceea vine toleranța. Încerc să-l tolerez. După aceea vine acceptarea. Văd că este ok, deci îl tolerez. De ce se supune, de exemplu, un cetățean, în ziua de astăzi, da? Un elev, încă o dată, vorbim de un elev, da? Pentru că aici poate să capete mai multe forme de la bullying care se întâmplă la modul general, da? Marginalizare și alte, da, și alte da, lucruri, da, da? Pe care le poate suferi un copil de etnie romă. Corect, da. Adică, de ce trebuie să fie supus unui test al grupului, al majorității? Păi nu, eu vă spun altceva. Și le-am dat exemple la toate sesiunile pe care le-am avut. Gândiți-vă că pentru a fi acceptat într-un grup, trebuie să iei valorile și atitudinea grupului. Că altfel nu ești acceptat în acel grup. M-ați înțeles? Păi, dacă grupul este rasist, ce bărom, ce manele, ce, eu sunt rocker, eu ce nu trebuie... Deci, iar tu vrei să intri în acel grup. E foarte posibil ca tu, fiind o persoană tolerantă, dacă intri în grup, să-ți pierzi acea toleranță față de... E un ideea asta merg. Deci, de la atitudinea de respingere, urmează toleranța și după aceea acceptarea. Acceptarea să-ți fie prieten, să-ți fie coleg de bancă. Da? Dacă la început, când intră în liceu, ai o atitudine de discriminare, ce bă, vine țiganul ăsta... Folosesc termenul ca să-l... Păi, dar nu e nicio problemă că spuneți asta. Adică... Nu. Nu e în sens peiorativ. Adică, cum a zis noastră, țigan, adică dacă... Este în sens peiorativ acest. Da? Păi ce-am spus eu acum. Ce-a spus dumneavoastră. Dar dacă zic, domne, își cunosc țigani care sunt foarte deștepți. E altă abordare. Dar politica corect trebuie să spunem rom. Asta vreau să vă spun. Deci, un astfel de elev care la început respinge, pur și simplu. Nu vreau să-l văd, nu vreau să colaborez, nu vreau să fie în banca mea, să stea în fund. După aceea, dacă facem tot felul de astfel de activități, poate începe să-l tolereze, da, mă, să vină, să... Și după aceea poate să-l accepte, inclusiv, cum să spun eu, că le-am spus, nu vrem să iubim, că nu avem cum, nu putem să acceptăm pe toți în grupul nostru.
grupurile se fac pe bază de afinități, pe bază de, nu știu, nu vorbesc de ideologie comună, dar, mă rog, de atitudini și aptitudini comune. E, și asta este ideea mea. Plecăm din aproape în aproape, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite. În Statele Unite, această mișcare de emancipare a negrilor americani a început în anii 60. Cât de departe s-a ajuns? Unde suntem acum? Da? Vedeți modificări extraordinare în atitudinea albilor față de negri în America? Că progresismul a schimbat puțin optica populației ce privește... Nu e o soluție, să știți. Să ajungem să distrugem statuile importatorilor de sclavi sau al celor sau a președinților americani care au avut o atitudine diferită. Așa erau vremurile. Ce facem? Cu limba unchiului Tom le eliminăm din literatura universală sau cei 10 negri mititei le dăm și a rămas la rând? Am văzut că e un val din ăsta, să schimbi istoria. Deci nu se face așa ceva. Facem ceea ce au făcut staliniștii în anii 50. Demolăm tot ce era de la ceilalți. Păi nu se face așa. Și apropo de asta, noi suntem mici copii pe lângă ce au făcut americani. Suntem la început. De aceea trebuie să venim cu pași mărunți, cu schimbarea mentalității, cea mai grea din toate zonele sociale, mentalitatea se schimbă din economic, regim politic, deci toate se schimbă, dar mentalitatea este cel mai greu de câteva exemple. Aș mai dori să mai spuneți din ce știți, din ce colegeți de la copii. Cam care sunt formele astea de discriminare? Este bullying-ul. Deci se practică bullying pe motiv rasial. Dacă în alte școli unde nu sunt romi, se practică bullying-ul legat de corpulența anumitor și de alte elemente în general. Da, și cu multe, foarte multe. Da. Aici se practică bullying-ul, deci tot felul de cum să spun eu, glume nepotrivite despre romi. Celălalt, când aude așa ceva, iese de acolo, pleacă de acolo. Deci, e clar că este vizat. Și, nu știu, lipsa de colaborare cu colegii de etnie romă la nivelul clasei. Deci, el nu este invitat nicăieri, în pauză, nu vrea nimeni să vorbească cu... Astea sunt, cum să spun eu, nu generalizez. Nu există. Da, am înțeles, câteva dintre formele. Dar acestea sunt formele. Da, există și partea bună a locurilor de persoane, de copii, de tineri, de adolescenți care se integrează imediat. Da, corect, da. Datorită unui comportament... Ce se întâmplă? Cei mai mulți care ajung să relaționeze rapid cu colegilor sunt cei care au o stimă de sine crescută. Deci cei care nu au stimă de sine, e mai amărât, are adidași și rupți, vine mai șlampăt la școală. Deci acela sigur că are o stimă de sine redusă și relaționarea lui, chiar dacă ceilalți n-au nimic cu el, relaționarea lui cu grupul este mai redusă. De ce? Tocmai datorită stimei de sine scăzute. Avem, ce să vă spun, am eu cunoștințe de elevi de etnie romă cu copii de Bangata care sunt, cum se spune, tartori în anumite clase. Deci, ei sunt liderii în anumite clase. Asta nu înseamnă că nu se practică discriminare. Dar vreau să vă spun că, da, are o stimă de sine foarte crescută, tocmai datorită nivelului social, nu al educației. Pentru că am informații că nu au un nivel de școlarizare foarte bun sau cel puțin notele de la școală nu îl pun într-o poziție de lider într-o clasă, ci din cu totul alte motive, mai ales de cele de ordin economic. Ca evoluție, să știe că în fiecare an există niște locuri rezervate romilor. A crescut interesul? Sau? Bine că ați adus vorba, chiar voiam eu să încerc să, dar nu mi-aminteam ce, aveam ceva de spus. Să știți că eu și în calitate de lider al Partidei Romilor, eliberez acele adeverințe
de apartenență la etnia romă, elevii, absolvenților de clasa 8-a care se înscriu la liceu și absolvenților de liceu care vor să ducă să-și continue studiile la facultate. Sunt tare bucuros că numărul de când am preluat eu și de când avem un protocol cu inspectoratul școlar ca numai Partida Romilor să elibereze, ca să eliminăm orice fel de... Că s-au făcut organizații rome, s-au înființat organizații rome tocmai pentru a da contracost să elibereze astfel de adeveniți. Am înțeles. Așa. Acolo. Da. Și anul acesta am avut peste 150 de adevenințe eliberate pe locurile, pentru locurile de romi din licee și din școli profesionale. Acum nu știu ce măsură, suntem la începutul anului școlar totuși și încerc să fac o situație cât efectiv au intrat și unde au intrat, pentru că noi facem o bază de date cu toți copiii care au intrat, să le urmărim parcursul educațional și eventual să-l monitorizăm împreună cu familia și cu școala, să vedem dacă nivelul lor educațional este cel așteptat. Și de asemenea am eliberat peste 30, nu, aproape de 40 de recomandări pentru tineri care vor să, mult mai mult decât anul trecut. Și văd că este la facultate, nu? Pentru facultate. Și din datele pe care le am, deci aproape mai mult de jumătate au intrat acolo unde și-au dorit. Cam în ce domenii așa se îndreaptă? Păi am avut la drept foarte mulți, dar nu neapărat Universitatea din București, ci la alte universități din țară. Am avut și la medicină, am avut și la Academia de Poliție, am avut și la ASE, am avut și la limbi străine. Deci a acoperit o marjă destul de rar. Mai puține pe zona de inginerie. Pentru că, în general, copii care n-au aptitudini pe zona aceasta a științelor exacte și se duc spre alte domenii. Asta de umană, nu de... Da, mai de în tehnic. Zona umanistă, da. Da. Bun. Psihologie am dat. Suntem la finalul emisiunii. Mai aveți un proiect până la sfârșitul anului pe care îl... Avem două proiecte foarte mari. Două proiecte Erasmus de 500.000 de euro amândouă. Deci unul de 2.500 de 250.000 de euro, unul de 250.000 de euro. Sunt două proiecte câștigate la aplicația depusă în această primăvară, în luna martie. În luna iulie am fost anunțați că că suntem câștigători acestor proiecte. Unul dintre ele începe la 1 noi octombrie, acum, și are ca temă combaterea manipulării, a dezinformării și a înșelăciunii mediu online. Nu are treabă neapărat cu romii, dar vom coopta în cadrul echipelor și tineri romi. Se adresează tinerilor. Iar celălalt proiect se adresează seniorilor, tot așa, nu are legătură cu romii, și dorește să învețe pe seniori să utilizeze smartphone-ul. Le vom achiziționa noi din proiect smartphone și niște mentori pe care îi pregătim în cadrul proiectului, îi vor învăța să umble, să-și plătească facturile, să-și facă cont bancar, să transfere, să facă, să îndreagă. Socializeze pe Facebook. Exact. Nu. Sunt foarte mulți care nu sunt neștiutori, dar n-are cine să-i învețe. Și noi ne dorim, cel puțin la nivelul acestui proiect, vor fi, deci, 8 în fiecare țară, 48 de persoane. În România vom avea 8 seniori care vor fi mentorați de 4 tineri care vor fi formați de 4 mentori din cadrul proiectului. Domnule, să mulțumesc pentru prezență, să mai avem ocazia. Mulțumesc și eu pentru invitație și încă o dată mulțumesc. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV la ora 18, ca de obicei, colega mea, Magda Enescu, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de Ale Buzeanului. O seară excelentă și un weekend plăcut. Toate cele bune!